În opinia dumneavoastră, întreaga cultură e un eșec. Stupiditatea acestei rase, care proliferează armele nucleare, vă spun imediat ce se întâmplă. Datorie, război, crimă, drone, masacru, teroare, măcel, radiații, tortură, revolte, deversări de petrol, supraveghere, camere, așa numitele metadate pot ataca pe oricine și se înrăutățește. Omul de azi e un animal foarte stupid. Societatea voastră e primitivă. Cât timp avem război, cât timp avem nave și avioane de război, cât timp instruim soldați care devin mașini de ucis, nu suntem civilizați. Cât timp avem închisori, poliție, nu suntem civilizați. Întrebarea este, în ce fel de lume alegem să trăim? Sunt oameni care acceptă lumea în care trăiesc. Asta înseamnă că sunt victime ale culturii. Valorile lor au fost alterate pentru a se potrivi culturii. Este un mod de gândire, un mod de a gestiona societatea, un mod de a gestiona resursele, deci nu deviem. Nu suntem mai puțin eficienți, nu ne ucidem unii pe alții ca să rezolvăm problemele. Pentru asta pledează proiectul Venus. Este o mișcare care oferă un plan arhitectural în care oamenii, tehnologia și natura coexistă, creând un viitor sustenabil. O economie bazată pe resurse. O economie bazată pe resurse depinde de resurse. Avem resurse? Și dacă nu avem, cum le facem disponibile? Asta avem de făcut. Depășirea deficitului. Depășirea opiniilor oamenilor care se bazează pe propagandă. Aveți dreptul la opinie și respectăm opinia dumneavoastră. Această serie de filme vă poate face să regândiți ceea ce este posibil în lumea noastră. Vă arată un posibil design social pentru o civilizație avansată și sustenabilă. În anii 70, Jacques Fresco a proiectat și reproiectat această viziune inovatoare de-a lungul întregii sale vieți. Ca futurist, designer industrial și multidisciplinar, Fresco demonstrează că problemele noastre sunt tehnice și rezolvabile și de aceea avem nevoie să aplicăm cele mai bune metode ale științei și tehnologiei pentru a rezolva problemele din lumea noastră, în beneficiul tuturor oamenilor. Ar trebui să fim conștienți de mediul înconjurător pe care îl împărțim cu toții, dar structura noastră socioeconomică, împreună cu valorile care le generează, poate fi cel mai mare obstacol. Proiectul Venus oferă o cale de rezolvare în cel mai scurt timp posibil. Viitorul depinde de noi. Nu este prea târziu pentru o perspectivă optimistă a unei posibilități fantastice care se dezvăluie în fața noastră. Fresco pune o întrebare pentru noi. Umanitatea creează paradisul despre care știm că e posibil sau ne îndreptăm spre uitare? Alegerea e a noastră.